copii, sus mâinile. Și noi să-i aplaudăm. Să le cumpărăm pe cei aici, copii, uitați. Și asta, datorită sponsorilor noștri, care au fost mereu alături de noi și care vor ști rămâne, sperăm. Asta nu înseamnă că nu așteptăm și noi, sponsor. Ca la fiecare final de stagiune, ne mulțumim acestor sponsori cu un petic de hârtie, o diplomă de mulțumire. Da, un petic de hârtie, dar el cuprinde în el toată mulțumirea, toată dragostea și toată recunoștința că putem să vă oferim dumneavoastră, publicului, copiilor, părinților, bunicilor, acest proiect de educație muzicală prin și pentru muzică. Clasic e fantastic. Primul sponsor pe care doresc să-l invit în scenă este reprezentantul Romanian Business Consult și Ropeco, doamna Iulia Bojiță. Dacă este aici doamna Iulia Bojiță. Nu este aici. A este! Pentru că Romanian Business Consult este cel mai drag, cel mai generos, cel mai sincer susținător al proiectului Clasic e fantastic. Romanian Business Consult și Ropeco, le datorăm un concert din nostru festival, le datorăm o carte, le datorăm existența noastră pe mai departe, le datorăm noile afișe pe care le-ați văzut și care sunt foarte frumoase și le datorăm un viitor calup de 5 volume, cum să înțelegem opera, tot în clasic, e fantastic. Mulțumim, doamna Bojiță! Spuneți ceva? Nu spuneți nimic? Vă mulțumim foarte mult pentru ce faceți. Fără dumneavoastră, copiii nu ar fi aici și cred că acești spectatori sunt viitorii pasionați de muzică de noi. Mulțumim! În familia Bojiță există două fete, care sigur se vor apropia sau s-au apropiat deja de muzica clasică. Mulțumesc mult! Ipro, doamna Teodora Todoran. E aici doamna Teodora Todoran, de la Vipro. E aici doamna Teodora Todoran. Până atunci ascultăm. Vipro se află alături de noi de 2, 3, 4 ani. Și prețuiesc foarte mult sinceritatea cu care Vipro s-a apropiat de noi. Nu eu i-am căutat, ei au venit la mine, ceea ce se întâmplă rar cu un sponsor. Și îi mulțumesc că a fost, este și va fi alături de noi. Vipro, doamna Teodora Todoran. Bună ziua, bună ziua tuturor, dar noi v-am căutat. De fapt, soțul meu a fost impresionat, fetița mea de acolo a fost pe scenă de ziua ei și s-a transformat într-o inițiativă corporatistă, ca să zic așa. Ne bucurăm să vă fim alături și sperăm să continuăm colaborarea. Felicitări! Mulțumim! Așa vom putea merge mai departe. UniCredit Bank este un sponsor nou. Este aici doamna doamna UniCredit Bank. Așa, iarăși un sponsor care a venit el la mine și ne spuneți de ce v-ați luptat atât de mult, pentru că a fost o luptă ca UniCredit Bank să fie alături de Clasic e fantastic? Nu, n-a fost o luptă, a fost o descoperire frumoasă, foarte frumoasă. Tot datorită fetiței mele am ajuns aici și v-am apreciat foarte tare și am vrut să vă fim alături. Dragi copii, veniți în continuare la Clasic e fantastic. Este hrană pentru suflet și pentru minte și este ca o zână bună care o să vă dea magie în fiecare zi. Felicitări! Mulțumesc, diploma vă așteaptă acolo. Minunat! Un caz deosebit, Maria Tinca. Unde ești, Maria? Maria nu este cel care bagă mâna în buzunar și ne dă banii. Maria este cea care se bucură și datorită căreia dumneavoastră vă put... Hai, Maria! Dumneavoastră vă puteți bucura de acest proiect. Îmi amintesc că într-o seară, acum 10 ani, într-o dimineață geroasă de iarnă, o bunică cu o fetiță s-au apropiat de mine și m-au întrebat: am mai putea contribui și noi? Aveți nevoie? Mai puteți? Și am zis: Dumnezeule, sunteți Moș Crăciun pentru mine. Și așa a apărut familia Tinca în existența Clasic e fantastic. De fapt, ei fac pentru Maria. Numele Mariei se află pe niște cărți din colecția Clasic e fantastic.
Numele Mariei se află pe un pian, nu pe ăsta, ci pe cel bun, pe care familia Tinca l-a donat filarmonicii, este un gest absolut fantastic. Și numele Mariei va fi pe viitoarea carte Mozart, care este în curs de apariție, pentru că din cele 13 titluri, nici unul nu mi-a pus atâtea probleme ca cel referitor la copilăria lui Mozart. Mulțumesc, Maria! Ia ce diplomat! Spui ceva? Tot timpul este o plăcere uriașă să asist la spectacolele astea superbe și vă mulțumesc atât de mult pentru tot ce faceți pentru noi. Ea pentru noi și noi pentru ea. Mulțumesc mult, ea și ăsta. Mulțumesc, mulțumesc, Maria. Fundația H. Mălineanu. Am înțeles că este în formație completă, cu doi copii să ridice mâinile copiii Fundației H. Mălineanu. Uite, e acolo. Vedeți, până la urmă, părinții își aduc copiii. Vreți și voi pe scenă? Haideți! E rară ocazia. E rară ocazia. Fundația H. Mălineanu, nu știu dacă vă spune ceva, sigur că vă spune ceva, numele H. Mălineanu este un nume în muzica ușoară românească, iar pe această scenă, haideți, aici în treptele, s-au jucat cele două orfeline, celebru muzical, cele două orfeline. Și Fundația H. Mălineanu se află alături de noi. Domnul? Țopan Nicolae. Noi vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Îmi place pasionul tău. Cum te cheamă? Sandu Țopan. Sandu. Și pe celălalt care n-a vrut să vină? Olivia Țopan. Să vă vedem cât mai des și pe scenă, și în sală, și pe lista sponsorilor. Mulțumesc mult! Mai sunt câteva liste de sponsori, eu vi spun mereu, dar n-au putut să vină, așa că le vom trimite prin poștă împreună cu toată dragostea și mulțumirile noastre. Oferim diplome tot de mulțumire și partenerilor noștri, care de bună voie vin, cântă și vă încântă. Colegiul Național de Artă din Ulipati este cineva? Andrei Ștefan Racu, de vreo 10 ani. De vreo 10 ani. Sunt partenerii noștri, iar acum Ștefan este și tată de fetiță. Bună ziua tuturor! Este o foarte mare bucurie ca Orchestra Colegiului Național de Arte din Ulipati din București să fie parte din acest proiect absolut fantastic, prin care voi, copiii și de ce părinții, aveți acces la muzica clasică. Felicitări, doamna Sârbu! Mulțumesc și să vii cu fetița! De 2 sau 3 ani de zile ni s-a alăturat și Colegiul Național de Muzică George Enescu. Cine îl reprezintă? Domnul Gheorghe Iliuță, dirijorul orchestrei. Te rog, sunt două diplome pentru domnia sa personal și pentru orchestră. Luați-le întâi și apoi spuneți-vă cât vă bucurați să fiți în clasic, Evan. Mulțumim tuturor, este o ocazie deosebită, atât din punct de vedere al proiectului, cât și al orchestrei Colegiului Național de Muzică George Enescu, să fie parte a acestui minunat proiect. Vă așteptăm la muzică de bună calitate. Și noi mulțumim. Tot pe la Liceul Enescu reprezintă cineva clasa de jazz? Dana Barțăr a ajuns? A ajuns! Până în această stagiune am lucrat cu orchestra liceului, acum am lucrat și cu clasa de jazz. Și vă amintiți, am deschis stagiunea cu un minunat spectacol de jazz și pop rock. Ce aveți astăzi? Astăzi avem și noi un concert la Universitatea Națională de Muzică București, alături. Este concertul absolvenților secției noastre. Deci clasa a 12-a termină anul acesta și îi celebrăm cu un concert. Așa cum i-am celebrat și noi la începutul acestei stagiuni. O diplomă pentru Dana Barță și Dan Kreimerman și o diplomă pentru clasa de jazz. Mulțumesc mult! Și ultima diplomă pe care o dăm astăzi din tot sufletul, cu un zâmbet larg și cu aplauzele dumneavoastră, merge către Matei Bănică și editura Grafoart. Datorită nebuniei lui, aveți jos în foaier toată colecția, colecția clasic e fantastic, copilăria marilor muzicieni. Mereu m-am întrebat de unde ai avut curajul să investești în astfel de cărți. După cum zicea domnul Racu, clasic e absolut fantastic.
E o bucurie să fiu partener al spectacolelor cu colecția noastră de cărți și vă așteptăm din toamnă cu cele trei titluri care urmează, Bach, Mozart și Vioton. Mulțumesc mult de tot! Și cu prima reeditare, pentru că Tchaikovsky s-a bucurat de cel mai mare succes, copilul spune, ia mamă cartea cu coperta rocie, așa, prima reeditare de Tchaikovsky. Mulțumesc! Continuăm nebunia! Jos în foaier găsiți cărțile! Și cu asta am terminat prima parte, îți mulțumesc pentru ajutor. Ropeco trebuia să meargă tot la Romanian Business Consult. Da? Așa. Ropeco va trebui să meargă... Romanian Business Consult, ridicați mâna, vă rog, unde sunteți? Romanian Business Consult, ridicați mâna. Acolo. Te duci tu să-i duci diploma? Ropeco va aparține tot dumneavoastră. Ea este Rozina. Ea este Rozina din Bălbierul din Sevilla, dar acum a fost pe post de ajutor al meu și îi mulțumesc mult. Mulțumesc, Rozina. Ați auzit de Gioachino Rossini? Da sau nu? Da sau nu? Ei, după acest concert spectacol, sigur veți fi auzit de el. Aceasta este cartea care vă așteaptă jos. Gioachino Rossini și povestea lui Wilhelm Tell. Ei, noi astăzi nu o să vă spunem povestea lui Wilhelm Tell, ci o să vă spunem povestea Bărbierului din Sevilla. Tot o operă, o operă minunată care l-a făcut pe Rossini celebru. Sevilla sau Sevilla, românizat, cum vă place dumneavoastră? Sevilla. Sevilla vrei? Bine, atunci punem Sevilla. Rossini este un maestru al melodiei, de asta o să vă convingeți. Ce este o operă? Rapid, o operă este un teatru cântat. De aceea operei se mai spune și teatru liric, teatru cântat. Dar, ca să faci operă, ca să realizezi un spectacol de operă, nu ți ajunge doar un actor cântăreț sau un cântăreț actor, ci trebuie să ai și o orchestră care să-i susțină vocea. În sălile speciale pentru operă, aici în față, se află o groapă, ea se numește fosă. Și acolo, în groapă, jos, cântă orchestra pentru ca scena să se bucure de toată lumina reflectoarelor. Noi suntem într-o sală de concert, nu avem această groapă. Avem însă cele 10 degete ale pianistei Iulia Oltean. Iulia, uite-o, ai 10 degete? Așa. Ea va susține partitura de orchestră, care în versiunea pentru 10 degete pian se numește reducție, adică cei 60-70 de muzicieni au fost reduși la 10 degete, principalele armonii și melodii sunt interpretate la pian. Opera Bărbierul din Sevilla are un personaj principal, bineînțeles, bărbierul, care se numește Figaro. Hai să-l cunoaștem. Orice să spune, sunt fericit. La 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 la
De dimineață, n-ați luat vitamine, încă o dată și mai puternic. Figaro! Vedeți, așa se strigă un bărbier. Figaro! Figaro, 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 Figaro! Dar vai, accentul seară, ahai, cea largă, în faie și mare alai, mare alai, mare alai. Eu te cap figărul, eu servesc pe toți câți sunt bărberul. Ce-l iscusit, ce-l iscusit, ce-l iscusit, ce-l iscusit, ce-l iscusit. Grație! El este bărbierul din Sevilla, din Sevilla. Povestea spune așa. A fost odată ca niciodată un conte. Un conte italian, tânăr, frumos și, bineînțeles, bogat. El se numea Alma Viva, în traducere, suflet vesel. Ei, acest Alma Viva, tânăr, vesel și bogat, vede undeva, nu mai știu unde, la un târg, o frumoasă fată, de care se îndrăgostește ca în povești, pe loc. Și o urmărește și ajunge până în fața casei ei. Dar ce să vezi? Casa este păzită de tutorele fetei. Află că pe fată o cheamă Rosina și pe tutore Don Bartolo, care este ca un cerber, pentru că e bătrân, urât, zgârcit, destul de bogat, dar nu destul, astfel încât să nu viseze să o ia de soție pe frumoasa Rosina,
ca să-i păstreze buzunarul de la spate și dota ei și banii ei. Alma Viva stă în fața ușii și nu știe ce să facă. Cine apare? Mai care? Figaro! Figaro, care învârte și dezvârte și dezvârte. Învârte și desface totul. Ei se cunosc de undeva, nu știm exact de unde. Alma Viva îi spune lui Figaro păsului, Figaro îi spune, primul lucru care l-avem de făcut este să-i cântăm o serenadă fetei. Să vedem dacă răspunde sentimentelor tale. Da, spune Alma Viva, dar eu n-aș vrea ca Rozina să se îndrăgostească de un conte și tot ce înseamnă un conte. Eu am să pun în serenadă că sunt un oarecare Lindoro, sărac, așa, dar care o iubește sincer. Să vedem ce răspunde. Și după aceea ce facem? După ce vedem ce răspunde. Păi, zice Figaro, eu aș avea niște idei, dar aș avea nevoie de un stimulent. Ce fel de stimulent? Păi, un stimulent. A, aur, cât vrei, cât vrei. Numai ajută-mă să intru în casă și să vorbesc cu aleasa inimii mele. Păi dacă aur este fără margini, bineînțeles că și ideile mele vor fi sclipitoare. Deci, acum aveți auzit la început, serenada pe care acest Alma Vivo, Alma Viva de fapt, dar în serenadă, Lindoro, eu cântă Rozinei și să vedem ce răspunde și Rozina, că și ea a băgat de seamă că ceva se întâmplă pe acolo. Iar apoi, duetul de la doi, de la duo, duetul dintre Figaro și Alma Viva, care pun la cale cum să intre acesta în casă. Veți vedea? Există și câteva replici vorbite, ca în teatru, dialoguri. Doar că în operă, ele sunt recitative și sunt acompaniate de muzică și sună absolut minunat. Pentru că ce face muzica? Potențează expresia cuvântului. Merge undeva dincolo de cuvânt. Și asta se simte. Serenada și apoi duetul. Figaro, prietene drag, ce bucurie să te revăd! Spune-mi, te rog, o caut de atâta vreme. Cum dau de Rozina? Rozina, da. Rozina, dar cum facem să o găsim pe Rozina? Știu cum facem. Și printr-o scrisoare, cum puteți mai bine, încercați de-i spuneți tot ce vreți. O serenadă? Sigur. Dar eu? O cerăbdare. Ce-o fi să fie? Ați auzit cum vi se pare? Ce bucurie! Bravo, haideți mai departe! Dar Lindor, ce te vrea de soție? Nu-ți va da, draga mea, bogăție? Nu am
și noaptea asta. Amorosă, sinceră Rozina, inima ei nu e de noapte. Doctor Bartolo, ce faceți? Nu mai duc, dar nu pe aici, că deranjează mai mult. Șalele, șalele, aveți grijă. Ce faceți cu lumea? Am scăpat. Da, da, nu te îndoi, căci o stea ta bună răsplata dulce. Așa-i, fi sigur, este aur cu prisosință. Aur cu carul. Haide, sunt gata, n-aveți idei ce efecte plăcute și mărețe o pungă de aur asupra mea produce. Când domnul Lindoro cu mâna lui plătește la ideea că pe harul tot pământul cucerește. Al creier, al creier, clopotește, ca vulcan, clopotește. La ideea că pe harul acel om fericit se va convine. Ce idee minunată, bravo, 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 b
bravo, bravo, brave bar, cei de bravo, bravo, brave bar, cei de e bravo, bravo, brave bar. A sosit momentul să o cunoaștem muzical și pe Rozina ceva mai bine. Dar pentru că acest concert pe Caco se numește Clasic e fantastic, cum să înțelegem muzica, aș vrea să arăt cum se compune o arie. Aria este echivalentul monologului din teatru, când un actor vorbește singur o perioadă mai multă de timp despre sentimentele lui, ideile lui, visele lui, problemele lui, un monolog. Așa este și aria. Aria pe care Rossini i-a scris-o Rozinei, prin care ea să se prezinte, are două părți. De ce avem nevoie? Avem nevoie, în primul rând, de muzică. Să vedem cum sună această muzică, simplu, doar ea. Frumos ar cânta Iulia, acordurile astea, șirul ăsta de acorduri, nu vă spune mare lucru. Hai să punem peste ele cuvintele vorbite, nu cântate. Și ca prin vis, un dulce glas, inima mi-a fermecat, somnul el mi l-a luat și Lindoro e vinovat. Da, Lindoro, al meu va fi. Am jurat-o, voi birui. Da, Lindoro, al meu va fi. Am jurat-o, voi birui. Și acum partea a doua ariei în care Rozina se prezintă sună așa. Rozina nu e rea, e drăgăstoasă, ascultătoare și respectoasă. Dar dacă cineva e împotriva mea, atunci o viperă mă fac. Deci de motive eu numai ca să n-ascult eu voi găsi, da, voi găsi. Deci de motive zău numai ca să n-ascult eu voi găsi, da, voi găsi. Și așa merge în aparte, zeci de motive eu numai ca să n-ascult, zeci de motive eu. Vedeți, textul este puțin și destul de simpluț, mai ales dacă luăm în considerare și traducerea în limba română. Ce face din această arie o minunăție, o splendoare? Ce face melodia, muzica în întregul ei? Asta înseamnă teatru liric, asta înseamnă operă. Rozina! Thank you.
Asta înseamnă operă și asta înseamnă Rossini. E o mică diferență între Rozina mea și Rozina ei, nu-i așa? Ați remarcat deja, cântăreții au voci cu timbre, cu culori, cu înălțimi diferite. Ea este o soprană.
Aș putea spune că este o soprană de coloratură. O soprană, o voce înaltă, feminină, care urcă foarte, 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 foarte sus. Ați văzut o diferență și între vocile lui Figaro și ale lui Alma Viva. Alma Viva este o voce bărbătească înaltă, o voce de tenor, iar Figaro este un bariton. Acum a sosit momentul să ascultăm și un bas. Pentru că ce altă voce ar fi putut alege Rossini pentru rolul doctorului Bartolo decât o voce de bas? Ești de acord? Bartolo este bătrân, urât, zgârcit, da? Da, trebuie să fie suportat încă un pic, ce să facem. Și v-am spus că Bartolo este foarte vigilent. În aria care urmează, aria care urmează este precedată de un dialog, de o parte de recitativ, pentru că Bartolo vine acasă și ce descoperă? Că dintre foile de pe birou lipsește una. Ce s-a întâmplat cu foaia aceea? Mai ales că Rozina are un deget, arată, un deget pătat cu cerneală, așa e? Pentru că pătează, așa trebuie să fie, arată, așa. Un deget pătat cu cerneală. De ce? Pentru că ea i-a scris lui Alma Viva un bilețel, dar despre asta nu trebuie să afle Bartolo nimic. Să vedem cum se apără Rozina și să vedem ce reacție are doctorul. Parcă-mă simt mai bine. Acest Figaro e tare cum se cade. Răspunde frumosul, dragă Rozina. Spune ce-a căutat vorbirul aici așa de dimineață. Figaro, nu știu nimic. Ți-a vorbit? Mi-a vorbit. Despre ce oare? O, mi-a vorbit de multe pazaconi, despre moda din Franța, de boala fiicei sale Marcelina. Adevărat? Și eu m-aș prinde că a venit cu răspunsul la o scrisoare. Ce scrisoare? Arieta prevederii inutile ce ți-e căzut de la balcon azi de dimineață. Te-ai schimbat la față? De atunci o presimțisem. Ce înseamnă acest deget înnegrit de cerneală? Oh, negru, desigur, pentru că mă fripsesem și ca să mă vindec, l-am muiat în cerneală. Ei, drace! Da. Și foile acestea? Doar 5. Erau 6. Așa e. Una am folosit-o să-i trimit Marcelinei niște bufoane. Foarte bine. Dar perița? De ce este îndoită? Este matul. Penița, n-am desenat o floare pe ghilpil. O floare, o floare, o floare. Ce minciună! Ba nu! Să taci! Credeți-mă! Asta-i destul! Nimic, tăcere! La un bar, domnișoare, să nu vin așa pe texte. La un bar, sfatul meu, ascultă-l bine, e mai bine să nu minți, e mai bine, e mai bine. Sfatul meu, ascultă-l bine, e mai bine să nu minți, e mai bine, e mai bine. Eu îți dau un sfat, domniță, e mai bine să nu minți. Eu îți dau
Prieten, pe Don Basilio, bas și el. Don Basilio este profesorul de muzică al Rozinei. Și este și el, nu bogat, dar bătrân, urât, rancunios, rău. Se potrivesc de minune cei doi. Ei se întâlnesc, Basilio îi spune lui Bartolo că Alma Viva este în oraș, ce să facem, ce să facem, ce să facem, și Basilio găsește soluția. Facem o calomnie. Știți ce este o calomnie? Nu. Luăm dexul. A vorbi pe cineva de rău, pe nedrept,
a spune lucruri neadevărate despre cineva, a discredita pe cineva. Sinonime, știți ce sunt sinonimele? Sinonime, bârfe, clevetiri, defăimări, a huli, a pune gri. Deci Basilio propune, haide să începem să-l vorbim de rău pe Almaviva în fața Rozinei. Și cum se spune că de unde nu e foc, nu iese fum, poate că o să creadă ceva și reușim să o îndepărtăm de Conte. Să vedem dacă reușește. Basilio, vii chiar la vreme. Știi, Rozina, de voie, de nevoie, vreau de la mâine să fie acasă. Ei, bravo, foarte bine! Și tocmai că veneam să-ți dau de veste, dar... Dar... Discrețiune, sosit azi contele Almaviva... Ah! Necunoscutul ce iubește pe Rozina... Tocmai acela. Ei, drace, ne trebuie o scăpare. Sigur, dar... Dar... Sigur, dar, pe tăcute. Ce vrei să zici? Așa, pe nesimțite, ar trebui să începem să născocim o poveste capabilă să-l piardă în ochii lumii, să-l facem ca să pară un om nemernic, un om nemernic, un suflet ticălos. Eu te voi ajuta și în 4 zile, te rog să crezi, Basilio-s promite, îl vei vedea fugind din Sevilla. E cu putință? Desigur, ăsta-i sistemul ce-nunșală. Ce vrei să zici? Va să zică, dar o calomnie. Așadar, calomnia ce e, văd că nu știi. Nu, firește! Nu, ascultă-mă în tăcere! Adieu, adieu, simt
rete prin rete se strecoară și în creier se înfige, provocând o rană adâncă, pe nu se îmbolnăvește și începe a se umfla. Când din gură ea pornește, somotul meu tot crește, și tot crește, și tot crește, șuieră și tună, un ciclon în fuiet mare, șuieră de te îngrozește, la final când răbufnește, ca vulcanul răbufnește și din foc arunc o trombă. Ce pocnește ca bombă, ce pocnește ca bombă, prin incendiu și cutremur, prin incendiu și cutremur, prin incendiu ce produce un dezastru colosal, un cutremur și un prăzut, un cutremur ce produce un dezastru colosal. Și la urmă, vai, bârfitul e ca mort, nenorocitul. Sub opinia mulțimii pe veci în mormântat. Și la urmă, vai, bârfitul e ca mort, nenorocitul, sub opinia mulțimii e pe veci în mormântat. Sub opinia mulțimii e pe veci în mormântat. Sub opinia mulțimii e pe veci în mormântat. În mormântat. Doctore dragă, eu mai vorbim. Ah, sigur, sigur. Asapi, da? Povestea barbierului din Sevilla este mult mai bogată, mult mai complicată. Vă sfătuiesc să mergeți la Opera Națională București și să căutați să vedeți acest spectacol, o să vă amuzați. Noi sărim către final, pot să vă spun doar că Alma Viva, sfătuit de Figaro, caută diverse ocazii ca să intre, se travestește în soldat, nu-i reușește și acum încearcă să intre în casă și reușește ca profesor de muzică. În teatru, atunci când mai mulți oameni vorbesc deodată, este haos. În operă, atunci când mai mulți cântă deodată, este o scenă de ansamblu teribil de amuzantă și de interesantă. Replica cheie. Replica cheie, ca, che, e o cacofonie? Ca, che, este. Deci replica ce poate fi folosită drept cheie, vedeți? Totdeauna există mai multe variante. Trebuie să vă gândiți înainte, nu ca mine. Deci replica la care trebuie să fiți atenți și cea care declanșează haosul este să nu fi fost degeaba această nouă schimbare de haine. De ce a fost? Să nu fie degeaba această nouă schimbare de haine. Haide, domnule Marco, mersi, mersi. Strunge.
Dar ce este? Un nu știu ce, un nu știu ce la mod. Te uită, nu te atinge, dar suflă, dar suflă te ajută. Comică, iar Barbierul din Sevilla este o operă comică scrisă de Gioachino Rossini. Ne apropiem de final. Cine are astăzi ziua de naștere? Astăzi. Cine are astăzi ziua de naștere? Hai, pe scenă vă rog, tătici, bunici, copii, părinți, cine are astăzi ziua de naștere? Astăzi. Aștept. Haideți, cine are astăzi ziua de naștere? Aștept pe scenă. Cine are astăzi ziua, dacă e ziua ta, vino, te rog. Cine are astăzi ziua de naștere? Așa. Haide. Haide. Cine are astăzi ziua de naștere? Minunat. A ta a fost ieri. Am hotărât să reducem datele de zile de naștere la astăzi. Cu o mică excepție, pentru că data trecută am avut peste 40 de aniversați pe scenă și dați-mi voie să nu cred că toți sunt aniversați. De ce vă ia atât de mult timp ca să urcați? Haideți, haideți, haideți! Amândouă sau una singură? Pe mama, mama are zi de naștere. Nu pot fără fără. Nu poate fără, mama trebuie să susțină. Așa. Deci voi toate trei pentru unul singur? Da, da, da. Doamnă, scena asta pare a avea lipici, da? Cadourile de astăzi vin de la Ambasada Elveției la București, cea care a sponsorizat cartea Rossini și povestea lui Wilhelm Tell. Un la mulți ani, da? Thank you.
nimeni nu rămâne. Cu voi ne vedem jos după concert la standul de carte, da? Unde sigur va fi o aglomerație, pentru că toți o să cumpere Rossini și povestea lui Wilhelm Tell, unde este și o bucățică de bărbier. Te rog, mulțumesc. Deci ne vedem, cei care au rămas fără cărți, ne vedem. Vă place să stați pe scenă? Hai, 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 a fost de ajuns. Vă reamintesc, este ultimul concert spectacol din stagiunea 2023-2024, ne reîntâlnim în octombrie. Stagiunea este deja făcută, mă bucur să vă pot spune că în luna martie o să avem cea de-a doua ediție a Festivalului Clasic e Fantastic, de asta dată cu 4 evenimente, unul mai interesant decât celălalt. La început de septembrie, totul va fi afișat pe site-ul Filarmonicii și pe Clasic e Fantastic. Înainte de a ne lua rămas bun de la povestea bărbierului din Sevilla cu ultimul moment muzical, aș vrea să-l numesc. Contele Alma Viva a fost cântat de Ciprian Mardare, Figaro de Daniel Filipescu, Irina Ionescu a fost Simpatica Rosina, Radu Isăcescu Bartolo, Justinian Zetea Basilio, omul orchestră Iulia Olteanu și regizor Răzvan Georgescu. Bărbierul din Sevilla la final! Mardare, Daniel Filipescu, Irina Ionescu, Radu Isăcescu, Justinian Zetea, Iulia Olteanu, Răzvan Georgescu. Nu uitați de cartea care vă așteaptă în foyer.